am spus că venim cu principalii candidați și cei care într-adevăr au potențial de a câștiga primăriile sau de a face o figură frumoasă. A ajuns și domnul Nicolau, nu din cauza traficului din Suceava, din cauza traficului din Rădăuț, sunt convins. Și atunci aș vrea să încep cu dumnealui, Bogdan Nicolau, consilier local în consilierul municipal al municipiului Rădăuț. A fost și viceprimar, a mai făcut politică. Sunt convins că de data asta lupta va fi altfel în Rădăuț și îi dau cuvântul pentru a vă spune câteva detalii despre dumnealui. Numele meu este Nicolau Bogdan Adrian, de profesie sunt jurist, tata a trei copii, Anastasia Nicolau, Sasha Alexandru și Filip Bogdan. Sunt antreprenor, domeniile de activitate în care profesez sunt medical și turism. Copiii mei m-au încurajat și îmi dau energia necesară pentru a lupta pentru acest oraș. Uitat de lume, din punctul meu de vedere, intru într-o bătălie electorală în care în anul 2020 toți candidații ne vorbesc despre apă, canal și asfalt. Pentru un oraș în care Departamentul Fondurilor Europene au reușit să cheltuie în ultimii 4 ani aproximativ 400.000 de euro, reușind să implementeze un singur proiect în valoare de 15.000 de euro, un router wireless. Proiect depus tot de consilierii Partidului Mișcarea Populară. Candidez pentru primăria unui municipiu lăsat de Izbeliște, în care poluarea este la cote alarmante. Un municipiu care este tranzitat zilnic de camioane încărcate de buștean. Pentru că știți prea bine, Rădăuțul este una din porțile pe care părăsesc pădurile Bucovinei și pădurile României țara. Candidez pentru primăria unui municipiu a căror funcționar, viitor funcționar, candidații la posturile publice sunt știuți cu 3 luni, 4 luni de zile înainte de ziua examenului. Primărie care și în ziua de azi este condusă de foști membri ai Partidului Comunist, foști ofițeri ai Partidului Comunist, oameni care răiesc în jurul primarului Nistor Tătar. Proiectele mele pentru Rădăuți sunt, am să vă descriu o parte din ele, cel mai important este dezvoltarea economică și creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene, și înființarea unui departament special pe segmentul fondurilor europene, nu ceea ce avem acum. Al doilea, dar la fel de important ca și primul, este controlarea poluării provenită de la companiile austriece, prin amplasarea unei stații de măsurare a nivelului de formaldehid din atmosfera municipiului Rădăuți. Aici aș vrea să fac o paranteză, dacă îmi permiteți, în urmă cu 4 ani, când mă aflam în funcția de viceprimar, am reușit, împreună cu fostul primar de la acea vreme, să bugetăm, să alocăm 40.000 de euro pentru acest aparat de măsurare a nivelului de formaldehidă, urmând în proiectul nostru ca în următorii ani să ajungem la suma de 140.000 de euro, pentru că aceasta este suma de care este nevoie pentru a achiziționa acest filtru, bani care ni-a luat Nistor Tătar anul acesta și pe aceștia. Trebuie să înțelegem că degeaba avem asfalt, degeaba avem parcuri, dacă în fiecare secundă copiii noștri când ies în stradă inspiră formaldehidă. Un alt proiect pe care îl voi derula dacă voi ajunge viceprimar cu ajutorul consângenilor mei rădăuțeni, este aducerea la normalitate a municipiului, pentru că 40% din drumurile din Rădăuți
sunt drumuri de pământ și drumuri nemodernizate. Un procent și mai mare îl ocupă străzile care nu au apă și canal. Transparența instituțională și eliminarea birocrației din primăria municipiului Rădăuți, precum și înființarea unui birou unic, unui ghișeu unic, astfel încât ca oamenii, cetățenii municipiului să nu fie nevoiți să intre în contact direct cu personalul primăriei. Scăderea impozitelor și taxelor și fixarea acestora în funcție de veniturile și vârsta cetățeanului, pentru că nu mi se pare normal ca un copil de 3-4 ani să plătească aceeași cantitate de gunoi lunară ca și un adult, și vreau pe această cale să vă anunț că am depus un proiect de hotărâre de modificare a regulamentului intern a 10 servicii comunale și scăderea, prețului gunoiului la 14 lei de la 22, cât a fost votat în ședința trecută. Domnul Șalar Florin, viceprimar în funcție a localității Grănicești, un viceprimar care face treabă foarte bună în comuna respectivă. Eu chiar pot să zic că el este gospodarul în acea comună. A mai făcut politică, a candidat și în 2016 din partea Partidului Mișcarea Populară. Și, Florin, ai cuvântul. Despre mine pot să vă spun că m-am axat foarte mult în anii de când sunt la primărie, la al treilea mandat, dar primul mandat a fost 92-96, pe care am plecat în sectorul privat și m-am întors în 2012. De atunci am încercat, subliniez împreună cu toți colegii din primărie, pentru că nu face nimeni singur, nici proiecte și nici prea mare lucru. Dar împreună cu toți am reușit și am promovat chiar multe proiecte pentru comuna Grănicești. Începând cu școlile, o parte dintre dumneavoastră cred că ați fost la inaugurarea școlii din Grănicești și ați văzut ce lucru bun a ieșit acolo. Am continuat și am modernizat prin proiecte guvernamentale școala de la Dumbrava. E terminată din toamna anului trecut. Lucrăm pe școala de la Românești. Am demarat și s-a lucrat undeva până la 40% sistemul de canalizare cu stații de epurare. E destul de complex, e un proiect pe vreo 2 ani de zile, un an deja și aproape jumătate, așa cum am spus, e făcut. Un pod nou la Gura Solce, pentru că acolo aveam o problemă de fiecare dată când ploua. De data asta s-a făcut un proiect mult mai amplu, un pod de 83 de metri, de două benzi, de mai multe deschideri. E realizat undeva la 90-95%. La fel, dispensarul uman din centru e aproape gata, tot așa, în jur de 90%. Mai avem proiectul cu extinderea de apă, instalațiilor de apă potabilă. Noi avem apă potabilă în Grănicești din 2004 și urmează o extindere pentru partea dinspre Siret. Îmi propun două, trei proiecte, în special de data aceasta, cu fonduri europene. Am mai avut și proiecte cu fonduri europene în perioada asta la care am lucrat efectiv. O modernizare de drumuri comunale de aproape 10 km, de 2 milioane de euro. Un teren de sport în Grănicești, tot cu fonduri europene, și achiziția unui utilaj multifuncțional, tot fonduri europene. Și acum, dorința mea și pentru ce vreau să lupt, dacă voi ajunge primar, este modernizarea drumurilor și adopțiunea conductelor de gaz. Este cumva impropriu. Conducta de gaz, magistrala care merge la Rădăuți, trece prin Slobozia. Putem să ne legăm la ea. Nu e chiar așa de mult. Am făcut un studiu preliminar cu un proiectant, undeva la 2 milioane de euro și proiectul poate fi realizat destul de ușor. Venim așa mai lângă municipiul Suceava, în zona metropolitană, așa zis, zona metropolitană. Sper să
ca și comuna Șcheia să vină spre zona metropolitană, pentru că ăsta e viitorul. Acolo l-avem candidat pe domnul Cristurean, Dan Cristurean, a fost candidatul nostru și în 2016. A reușit rezultate bune atât la europarlamentare cât și la prezidențiale. Credem că în Șcheia chiar avem o șansă de a ne bate la fotoliu de primar, dar oricum să obținem un număr de consilieri mai mare. În momentul ăsta avem 2 consilieri, măcar să ridicăm acest număr. Dan, te rog. Și îmi doresc pentru comuna Șcheia să fac pentru copiii noștri ceva mai bun decât se face la ora actuală. Îmi doresc să am un consiliu local, că fără consiliu local nu se poate face nimic în comună. La ora actuală avem 2 consilieri PMP și sper că în acest an să avem minim 5 consilieri pentru a putea să pun în practică toate proiectele pe care mi le-am propus, dintre care să aducem apă în zone unde nu avem. Satul Mihovien la ora actuală nu are apă, chiar și înfântuim dublițe de apă și cară cu mașinile și cu bazinele. În Florinta și Preimovil avem drumurile de acum 30 de ani de la Revoluție, nu s-a făcut absolut nimic. Pentru copii, mi-aș dori ca și copiii de grădiniță să nu mai meargă în oraș la grădiniță, pentru că de la 3 ani îi ducem doar în oraș și nu la Șcheia și poate știți din ce cauză. Deci Șcheia este super saturată de etnia romă și copiii de grădiniță sunt duși în oraș, școala tot în oraș și doresc să fac un proiect pentru etnia romă, să aibă parcul lor, să aibă spațiul de joacă al lor, chiar în zonă, că stau foarte departe. Și să aibă o grădiniță a lor, să putem duce copiii și noi în sas, să noi ducem în oraș. Avem candidați în 2 orașe, oameni tineri, oameni care nu au mai făcut politică, sunt la prima candidatură, oameni care au intrat noi în politică, orașul Salcea, domnul Cornel Ionescu, a intrat undeva după europarlamentare, a venit înspre noi și a dorit mult să facă parte din Partidul Mișcarea Populară. La prezidențiale a făcut o campanie foarte, foarte bună și a obținut un scor de peste 10%. A fost premiat chiar la nivel național. Sunt convins că Cornel va face treabă bună în Salcea și se va bate pentru primăria Salcea. M-am hotărât să fac parte din echipa PMP și mulțumesc domnului președinte că mi-a acordat încrederea. Am organizat acolo o echipă tânără în care vrem să facem, cred că, performanță. La orașul Cașvana, candidat de primar din partea Partidului Mișcarea Populară, un tânăr deja sub 30 de ani, are o dorință foarte, foarte mare de a face ceva pentru orașul lui. Ioan Mârza candidează din partea Partidului Mișcarea Populară în orașul Cașvana. Țin să mulțumesc conducerii și colegilor de la PNP pentru încrederea acordată. Vă rog să mă scuzați pentru emoții, este pentru prima dată când asist sau sunt într-o conferință de presă. Vreau să candidez și pentru primăria orașului Cașvana, să schimb imaginea orașului Cașvana, să ajung să ne batem cu orașe europene din toate punctele de vedere. Vreau o schimbare, vreau să modernizăm inclusiv primăria prin toate fondurile care să fie posibile să le accesez în vederea schimbării în bine a orașului Cașvana.